Pandurii a reușit să perfecteze primul transfer din această iarnă. Florin Axinte a semnat un contract valabil pe 2 sezoane și jumătate cu gorjenii. Fundașul stânga, în vârstă de 30 de ani, a fost capitanul celor de la FC Botoșani, formație pentru care a evoluat în 16 meciuri în acest sezon. Radu Cana a vorbit la TV Sud despre transferul lui Florin Axinte. Am perfectat și transferul lui Florin Axinte, un jucător foarte bun de primă ligă. Și suntem cu toții acum în aeroport către Spania. Pe ce perioadă a semnat Axinte cu Pandurii? A semnat pe 2 ani și jumătate. Altceva ce aș putea spune, este bine că și din punct de vedere financiar cred eu că am ieșit foarte bine. Ăsta a fost foarte 10% din ce am încasat de la Steaua și așa cum am spus atunci când i-am dat drumul lui Monci, cu banii pe el luăm 3-4 jucători și nu va suferi ceva, din potrivă va fi îmbunătățit jocul. Axinte este bucuros că a ajuns la Târgu Jiu. Consider că am făcut un pas înainte în carieră, iar la Pandurii nu e vorba de bani, ci mai ales de faptul că am ocazia să joc în cupele europene și să intru și în vederile selecționerului. Mă bucur mult că o echipă așa mare, precum Pandurii, m-a dorit atât de mult. Îmi doresc să reușim să îndeplinim obiectivul impus de conducere. Țin să le mulțumesc celor de la FC Botoșani pentru acești ani minunați și nu în ultimul rând vreau să le mulțumesc suporterilor care au fost alături de mine și de echipă. Le urez mult succes și sper să îndeplinească obiectivul, a declarat Florin Axinte. Axinte va acoperi la Pandurii golul lăsat de plecarea lui Marco Momcilovici la Steaua.